frontieră artificială. Credeți că o să schimbi ceva dacă ne declarăm mai mulți români? Și puțin întărește conștiința de neam. Și asta foarte mult contează în fronia lui Dumnezeu. Înțeles. Dacă unirea totuși n-a avut loc până la momentul dat, înseamnă că spun bețe în roate. Unde credeți că e problema? La Chișinău sau la București? La Moscova. Nu sunteți primul care îmi spune, deci? Poftim? Zic, mi-au mai spus. Problema este că, părerea mea subiectivă, să zicem așa, sunt două mari puteri ortodoxe pe planetă și în univers. Asta este poporul român și poporul rus. Atunci când vor înțelege că trebuie să trăiască în pace, în cooperare, în ajutor și înțelegere, atunci când va fi și pace și în Europa și în toată lumea. Pentru că de două puteri ortodoxe depinde practic foarte. Și mai ales că noi români avem avantajele cele mai mari pe globul pământesc. Avem securitate energetică, securitate alimentară, avem apă potabilă care ne ajunge să o exportăm, noastră, și avem bogăția aceea care este pământul, care în fiecare an ne hrănește cu roade noi și bogate. Că, să ne aduce aminte ce spunea Dimitri Cantemir în descrierea Moldovei, că poporul ăsta este un popor straniu, adică despre moldoveni și români, și care puțin, seamănă puțin și culeg mult. Păi, legând și să ne aduce aminte și de marele duhovnic al României, regătatul Părintele Ilie Cleopa, spunea că poporul român este un popor de aur, care nu trebuie să se roage, se roage pe la ușile marilor puteri, dar se roage pentru mântuirea tuturor oamenilor de pe globul pământesc și să se hrănească pe toți europenii care din lume. Deci noi au un potențial enorm, avem pur și simplu, nu putem fructifica, pentru că am să dau așa, statele naționale după 1848 sunt niște cahale pentru jidari. Înțeles, mersi.